ziua, astăzi vă prezentăm mașina de bătut cu lemn, autonomă, cu tub de gaz, de la Alsafix. După cum vedeți, mașina se livrează într-o cutie de plastic, foarte ușor de transportat și convenabil de depozitat. Pe cutie este marcat sensul de deschidere. În cutie se găsește mașina de bătut cuie. Încărcătorul împreună cu cablul de alimentare. Doi acumulatori reîncărcabili de 6V. Ochelari. Cu protecție frontală și laterală. Dopul pentru urechi. Precum și o mapă cu instrucțiunile de utilizare. Vederea explodată a mașinii. Precum și lista pieselor de schimb. Mașina de bătut cuie autonomă cu tub de gaz Trakit W3 este o sculă pneumatică, deoarece propulsia consumabilor este realizată cu ajutorul unui amestec de gaz și aer. Pentru această sculă nu este nevoie de un permis special, întrucât ea nu intră sub incidența legilor care reglementează regimul armelor și muniției. Mașina de bătut cuie Trakit W3 se livrează în două variante constructive, cu magazia înclinată la 20 de grade și cu magazia înclinată la 34 de grade. Mașina de bătut cuie în lemn Trakit W3 are o greutate de 3,6 kg, cu magazia de cuie plină, cu acumulatorul montat și cu tubul de gaz instalat. Mașina de bătut cuie Trakit W3 de la Alsafix utilizează ca și consumabile cuie în B, înclinate la 20 de grade sau la 34 de grade. Lungimea acestor cuie este cuprinsă între 50 de mm și 90 de mm, iar diametrul lor între 2,8 și 3,1 mm. În ceea ce privește autonomia mașinii de bătut cuie Trakit W3 cu un tub de gaz, se pot trage aproximativ 1000 de cuie. Cu un acumulator se pot realiza aproximativ 5700 de trageri. Bineînțeles că aceste valori sunt în funcție de temperatura mediului ambient. În ceea ce privește dotările mașinii de bătut cuie Trakit W3 de la Alsafix, se disting următoarele. Mașina este prevăzută cu sistem de reglare a adâncimii de pătrundere a cuielor, mecanism antitragere în gol, cârlig pentru curea. Capacitatea magaziei este de 60 de cuie. Alimentarea cu consumabile se face foarte simplu. Nu este nevoie de un reglaj specific pentru lungimile de cuie. Cuiele se introduc pe la partea posterioară. Se trage înspre în spate mecanismul de blocare al cuielor. Acesta blochează automat cuiele în poziție de tragere. Pentru golirea magaziei, se apasă pârghia de pe sistemul de blocare al cuielor. Cuiele se trag în spate. Cuiele nu cad. Există încă o siguranță suplimentară. Pentru eliberarea magaziei, se apasă această siguranță. Cuiele au ieșit. Instalarea tubului de gaz se face foarte simplu.
Se montează tubul de gaz în locașul special prevăzut. Vârful tubului de gaz se introduce în piesa de plastic roșie. Capacul se împinge în față și în jos. În acest moment se poate monta acumulatorul. Scula este gata pentru utilizare. Ok, acum o să facem o demonstrație cu trachitul W3, mașina de bătut cuie în lemn complet autonomă. Magazia este încărcată, acumulatorul este montat, tubul de gaz este instalat. O să fixăm o scândură de 3 cm grosime. Se amorțează scula. După cum vedeți, scula nu are absolut niciun fel de recul. Toate cele patru cuie au fost bătute complet în lemn. Cele două piese de lemn au fost foarte puternic ancorate.